Autoritățile locale din Grevedia apar rupte de realitate. Primăria a început să identifice daune în zona care nu a fost avariată de exploziile de sâmbătă seara pentru a trimite cereri de despăgubire la prefectură. Și pentru că a văzut că oamenii se plâng că nu au nici acum curent electric, primăria s-a apucat să caute în pământ firele vechi pentru a le repara. Între timp, oamenii care stau în dormitoare improvizate în căminul cultural așteaptă să se întâmple minunea, și anume ca statul să le repare casele și să le ofere ajutorul promis. În timp ce localnicii sunt disperați că de 5 zile nu se pot întoarce acasă, primarul comunei Crevedia și-a găsit de treabă în sat. Nu să ajute localnicii, ci să repare o instalație de curent mai veche. Preparăm niște fire care erau vechi și tot am prins momentul că avem curentul oprit. Sperăm să rezolvăm înainte să fie dat drumul la curent. Întrebat de oamenii afectați în urma exploziei, Florin Petre a răspuns ferm că nu știe exact de soarta lor, dar că are o listă a daunelor. Însă, după spusele dânsului, asta a fost făcută în partea de sat care nu a fost blocată de incidentul de sâmbătă. Câți oameni sunt în acest moment afectați de lipsa curentului, de lipsa apei? Nu știu, sincer. Suntem printre ei, am făcut o listă cu daune care avem în zona care nu este blocată. Dacă dă drumul să fie doamna prefect cu comisia, să ne apucăm de evaluare, să primim banii care au fost promiși cetățenilor. Mai mult decât atât, deși premierul a postat pe pagina sa de Facebook că Florin Petre va pierde sprijinul politic, acesta nu crede că va fi exclus din Partidul Social Democrat. Dacă se va întâmpla ceva, n-am o problemă, vă dați seama. Ceva să-i reproșează domnului Ciolacu că a cerut excluderea dumneavoastră? Nu. Nu știu, nu sunt în locul dânsului, nu știu cum a gândit-o, dar eu vă spun că nu mă va exclude din PSD. Așa mi-o presimțire. Cât timp primarul rezolvă alte probleme, numai cele cauzate de explozii, nu, lumea este disperată de situație. Uite, întrebați copiii cum ne-am descurcat, că nu facem nici baie. N-aveți nici curent, nici apă, nu? N-avem nici curent, nici apă. Dacă n-avem curent, de unde să avem apă? N-avem. Greu. E greu, foarte greu fără curent. Mâncarea, cum procedați cu ea? S-a stricat, n-aveți nicio grijă. Asta e. Dacă nu avem curent, nu merge nici frigider. Autoritățile locale au început nivelarea unui drum de pământ, o rută mai directă spre București, pentru ca locuitorii satului din apropiere să nu mai fie nevoiți să ocolească 10 de kilometri până în capitală. Pregătim acest drum, să-l punem piatră, să-l nivelăm, ca să fie mult mai ușor locuitorii, cetățenii noștri din satul Cocan, să aibă acces la servici, să aibă acces spre centrul comunei. Cât trebuie să ocolească cei din Cocan în acest moment ca să ajungă spre Crevedia și mai departe spre Buftea, București? Acest drum, aproximativ 3 km, 4 km. Consiliul Județean a aprobat un ajutor de 4.000 de lei pentru fiecare adult afectat de explozii. Un alt sprijin va veni din partea guvernului în perioada următoare. Cu toate astea, oamenii vor doar să se întoarcă acasă, însă momentan nimeni nu le poate spune când se va întâmpla asta.